Dacă vă întrebați ce mai fac, i-am văzut că au primit niște scrisori, Maria s-a schimbat și s-a apucat de făcut curățenie, nu i-am văzut să-și vorbească, în momentan încă nu... Bănuiesc că ar trebui cumva să stea amândoi undeva și să spună cam ceea, ceea ce îi deranjează, nu i-am văzut să facă asta, poate ori fi vorbit, am auzit-o pe Maria la un moment dat spunând de Antonio, am întrebat și a spus că nu avem voie, nu știu la ce se referea. Cred că cumva sunt bune și discuțiile acestea. M-a deranjat sincer că nu a susținut-o mai mult și că nu a înțeles de fapt despre cum că la televizor se pune situația fix așa cum se vrea și că el ar fi trebuit să vadă dincolo de toate vocile din jur și să audă și să vadă materialul și ar fi trebuit să-și dea seama că fata asta chiar n-a avut nicio vină și deși a încercat în live astăzi să-și țină gura și să nu mai creeze un conflict, la caprice a fost încolțită din toate părțile și automat a spus și ce a spus, la nervi cumva nu n-ai cum să gestionezi situația. Și sinceră să fiu, dacă ar fi fost alta în locul ei, păi era haos acolo. Cred că depinde doar de ei cum vor gestiona situația și cum vor lămuri lucrurile. Până la urmă, mai mult de atât, ce putem noi să facem? Este fix problema lor, este relația lor. Am văzut foarte multe comentarii cum că a făcut-o proastă. N-a făcut-o. Au venit de la caprici, erau amândoi foarte supărați, nervoși și s-a așezat pe canapea și Maria a spus Antonio, sunt eu nebună? Și el nervos fiind a zis, da, ești. Și a continuat, sunt eu proastă și el n-a spus, da, ești în continuare. A spus doar că noi doi am vorbit ceva astăzi la prânz. Am vorbit ceva la prânz și gen că ea nu s-a ținut de promisiune sau de înțelegere. Dar de aici până la a te supăra pe ea, pentru că încasează, încasează și nu mai poate, e mult.